Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Examene școlare în perioada asta, evaluare națională, BAC, vedem reportaje de culoare la televizor, elevi emoționați sau amuzați, se discută subiecte, se cântăresc răspunsurile, dar noi am vrea să ne oprim asupra unei chestiuni care ni se pare că are o semnificație mult mai profundă, dispariția masivă din sistemul de educație a zeci și zeci de mii de elevi. E așa un fenomen de extincție în masă a rostului educației în România, care nu pare să preocupe prea tare responsabilii. Zilele trecute, ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu, a observat cât se poate de constatativ și neimplicat că, și citez, avem cel mai mic număr de elevi înscriși la bacalaureat de la Revoluție până acum, 126.000, după care a trecut mai departe netulburat. Doar că ce să vezi, chiar mai rău decât atât, pentru că din cei 126.000 de candidați la care face referire dânsul, 15.000 vin din anii trecuți. Adică, în clasa 12-a, asta care dă acum BAC-ul, intraseră, de fapt, în septembrie anul trecut, 152.000 de elevi. Deci, dacă pui în context, rezultă că peste 40.000 de elevi de clasa 12-a, din generația curentă, nu s-au mai înscris la BAC. Un sfert s-au pierdut. Și e chiar mai rău. Acum dau BAC-ul elevii care au intrat în școală în anul școlar 2010-2011, atunci s-au înscris în clasa 1 204.000. Atâți au fost atunci în clasa 1. Deci asta înseamnă că aproape unul din doi elevi din această cohortă nu a mai ajuns la bacalaureat, nu mai termină liceul cu o diplomă, nu pot să se înscrie la studii superioare. La telefon este Daniel Funeriu, fost ministru al educației. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, acum, haideți să lămurim o chestiune. De ce ar trebui să avem noi atât de mulți tineri cu liceu absolvit, cu examene de BAC în România? Adică cineva ar putea spune că e ok și fără liceu. Te faci meseriaș, nu? Care e problema? Păi, este. De ce? Păi, haideți să ne raportăm la câteva realități. În Germania, cam 50% dintr-o generație iau bacalaureatul. În Franța, unde învățământul este într-o stare jalnică față de cum era înainte, se ajunge la procentaje mult mai mari. În anii 70 erau 20% care luau bacalaureatul, acum iau vreo 80% bacalaureatul. Pot să fac o remarcă aici, domnule ministru? Vedeți dumneavoastră, domnul ministru ne spune niște cifre, niște numere care sunt reale. După care întreaga societate merge pe căi greșite în analizarea acestor cifre, numere. Problema nu este că vom avea aproximativ 50% dintr-o generație care ia bacalaureatul. Deci problema nu este că jumătate vor fi cu bacalaureat și vor merge către universități. Problema este că nu oferim celelalte jumătăți un traseu de educație profesională care să fie util atât lor cât și societății. Vă mai dau și alte... Nu mă împicam aici un comentariu că ați făcut referire la Germania. În Germania, economia se bazează foarte mult pe ceea ce noi numim meseriași, pe ceea ce cunoaștem drept școli profesionale, dar acolo este o tradiție a breslelor care vine din evul mediu. A deveni meseriaș este o carieră în sine pentru care familiile și copiii respectivi se pregătesc din timp. Nu este cum se întâmplă adesea la noi, păi dacă nu ajungi la școală, atunci ce să faci, asta e, dă-te la șaibă. Eu vă mulțumesc pentru ce spuneți, pentru că este perfect adevărat. În 2012 am introdus în România învățământul dual de tip german. Eu l-am introdus în 2012. Astăzi avem 16.000 de copii într-o generație care sunt înscriși în acest tip de învățământ, exact cum a spus și dumneavoastră, care este o carieră în sine. De ce? Pentru că elevul de la clasa 9 intră în acest tip de învățământ, face practica la o firmă, învață la școală o parte din timp, face practica la o firmă, este plătit și după aceea are o meserie, are un job bine respectat. E ceea ce trebuie făcut. Eu nu înțeleg de ce din 2012 încoace nu s-a generalizat acest învățământ dual, de ce nu s-au făcut eforturile necesare, astfel încât cealaltă jumătate care nu ia bacalaureatul să aibă o traiectorie educațională, exact cum spuneți dumneavoastră, care să fie una foarte solidă. Și acum, știți, problema României nu e șomajul. Problema României e că nu sunt suficienți oameni, nu sunt suficienți tineri care să intre pe piața muncii. Veți auzi asta peste tot. Deci problema nu e că bacalaureatul e, să zicem, greu și nu-l trec mulți. Problema e că pentru ceilalți nu există o propunere coerentă, clară. Sunt dați de colo-colo. Ei există.
ea există prin învățământul dualar pe care l-am introdus în 2012, dar au trecut 10 ani și în 10 ani nu s-a făcut ceea ce firmele cer, ceea ce societatea cere, ceea ce tinerii noștri trebuie să aibă. Deci este atât de simplu să nu mai... De ce nu? Ministrul are drept, de ce nu? Da. Auziți, bă, nu, să știți că la această întrebare răspunsul este de obicei destul de simplu, că-s proști. Deci, cum să spun, atunci când ai o chestiune foarte logică, dar ea este făcută, răspunsul este simplu. Dacă alegi proști, ai o educație proastă. Asta s-a întâmplat. Nu, să nu mai tot intrăm în analize complexe și așa mai departe. În 2012, vă dăm un exemplu concret. În 2012 până în 2015 am avut premier pe un tip care și-a furat teza de doctorat, pe care poporul l-a votat cu 70%, nu eu. Deci, ecuația este foarte simplă, nu cred că are foarte mult rost să complicăm discuția. Alegi proști, ești condus prost. Faptul că avem 50% din tineri care iau bacaloreatul nu este o tragedie în sine. Problema este că cealaltă jumătate nu a beneficiat de un învățământ profesional care să facă din ei oameni care să intre pe piața muncii cu un job bun și așa mai departe. E foarte corect ce a spus. În Germania, modelul german, eu îl consider foarte bun din acest punct de vedere. Nu este un sistem mincinos, nu este un sistem care să spună tuturor că pot să meargă la facultate, să devină, nu știu, laureat Nobel, ci spune fiecare, uite, asta este calea ta, îi dă o cale bună, onorabilă. Auzeam, de exemplu, în Timișoara, la liceul Ferdinand, puteți să vă interesați, tinerii fac învățământul dual la firma Continental, firma germană. Ei sunt unii dintre cei cu care am început în 2012 învățământul dual și tinerii câștigă sume. Ați fi surprins ce sume câștigă acești tineri în clasa 11, clasa 12, ultimul an de învățământ. Pentru că e nevoie de așa ceva, mai avem doar câteva minute. Am remarcat că ieri ați enervat părinții copiilor care au dat evaluarea națională. Vă citez. Am analizat, spuneți dumneavoastră, domnule Funeriu, subiectele de la matematică, clasa 8-a, o notă de sub 6, denotă pur și simplu echivalentul analfabetismului. Dacă ești părintele unui copil cu notă sub 6, să-ți fie rușine. E vina ta, nu a școlii. Cum adică, domnule profesor? Păi ce, părinții trebuie să se ocupe de asta? Nu copiii se duc la școală? Nu ei fac orele de matematică? De când e lumea, părinții se ocupă, sau trebuie să se ocupe de educația copiilor. Dacă vă uitați pe examene, până la nota 6, subliniez, până la nota 6, sunt elemente de bază, gen 10 plus 10 împărțit la 10. Dacă un copil la nivelul clasei a 8-a, mă refer evident la copiii care au familie, da? Deci dacă un copil la nivelul clasei 8-a nu este capabil să facă un astfel de exercițiu, deja nu mai este vina școlii. Adică tu, părinte, 8 ani de zile, 9 ani de zile cât a stat în școală copilul, nu ai fost atent dacă el nu știe să facă niște operații simple? Poate sigur, nici părintele nu știe că a trecut prin aceea școală. Vă rog. Poate și părintele, poate nici părintele nu știe că a trecut prin aceea școală. Bun, deci înseamnă, deci înseamnă că e corect ceea ce am spus. Și vă mai dau un element. Reforma lui Spiru Haret de acum 100 și de ani a reușit pentru că el a făcut două lucruri. El nu a educat doar copiii, ci el a educat și părinții. Deci, vedeți dumneavoastră, acest reflex al nostru, că atunci când ceva nu merge să aruncăm toată vina pe școală, nu știe copilul să traverseze strada, e vina școlii, nu știe copiii, e vina școlii. Să nu punem pe umerii școlii sarcini care nu sunt ale ei și să nu fim așa serafici și să spunem, domnule, da, tot e vina școlii, tot e vina profesorilor, părinții n-au nicio vină. Bun. Nu cred că este corect și nu cred că reflectă o realitate. Deci da, dacă ai un copil care a luat sub 6 la un examen atât de facil ca cel de anul acesta pentru clasa 8-a, e în mare parte vina părintelui. Și mulțumesc. Nu e nicio clipă să spun acest lucru. Și mai spun ceva. Să știți că politicienii nu se spun asta, că au nevoie de voturile părinților. Ei o să-i mânghie pe crește și așa va fi. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptare Daniel Funeriu, fost ministru al educației. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.